Platforma Select este deja funcțională. Avem în următoarele două luni 100 de clienți care vor începe să folosească platforma, bineînțeles cu servicii de mentenanță lunară, că asta ne interesează, ca să putem să ne plătim programatorii. Deci, după următoarele luni, când vom face, să zicem, următorul val de extindere platformei, probabil că vom testa imediat și agențiile, care sunt cel mai mare consumator și cel mai mare magnet pentru furnizorii de publicitate, iar în timp ne așteptăm ca foarte mulți furnizori mici și companii mici de tip agenție de publicitate să înceapă să utilizeze sistemul, pentru că noi vom încerca să standardizăm și această standardizare și vine și cu un awareness pe piață, adică o învățare a modului cum trebuie făcute lucrurile, într-un mod destul de predictibil. Adică dacă lumea s-a obișnuit să folosească Word-ul, să-și editeze niște documente, atunci știe că acea soluție este cea mai utilă și a învățat să o folosească. Trecerea la alte soluții mai puțin facile probabil va fi un detriment. Pe asta mizăm noi în mod special, pentru că va fi platforma care va intermedia standardele de comunicare. Platforma noastră a beneficiat de finanțare din fonduri europene prin programul operațional competitivitate și din această perspectivă noi nu vom vinde efectiv licențele, ci vom da ca un serviciu. În cel mai simplu mod la care ne-am gândit pentru furnizor va fi un preț per față în sistemul clasic. În momentul în care va fi video, probabil va fi un preț per spotul video care se va difuza. Prețurile vor varia în funcție de volumul de fețe pe care le vor fi oferite spre vânzare și, bineînțeles, volumele financiare, că și aici e o negociere. Nu avem o chestie fixă, dar avem și clienți vechi care dau un anumit volum de mentenanță lunară și au avut și costuri de investiție, dar asta e un caz special. Iar în cazul unor clienți, cum sunt agenții sau parteneri care vor să aibă on-premises și nu în cloud, din motive de paranoia de securitate, chiar dacă noi oferim prin contract că ne asumăm aceste probleme de securitate, că nu vom divulga către alții, la acel lucru probabil că vom fi cu aproximativ 30% mai scump decât varianta în cloud. Platforma Select nu are cum să fie un marketplace, nu vreau să dau un nume, dar trebuie totuși, cum este EMAG în România sau cum este Amazon Worldwide sau alte formate de marketplace, pentru că vânzarea nu se va face pe baza unor soluții prestabilite. Fiecare față de publicitate, față panou publicitar, are un specific anume. Nu este un produs standard, dar are niște particularități, are o anumită zonă, anumit interes, o anumită formă de a-și atinge obiectivele din punct de vedere audiență. Și atunci nu putem să vorbim despre un format standard de a vinde. Și atunci trebuie să lăsăm vânzătorul să înțeleagă, furnizorul să înțeleagă nevoile clientului și să-i oferă o ofertă pe măsură, astfel încât oferta să fie specifică nevoilor clientului. Deseori se întâmplă, de exemplu, dacă este un consumator de băuturi alcoolice sau așa, alea sunt restricționate și atunci trebuie să-i dea doar anumite tipuri de fețe. Dacă este un consumator, de exemplu, de bănci, trebuie să fie în proximitatea băncilor ca acel client să știe unde să se ducă. De exemplu, la bănci este important să știm locația băncilor și să-i dăm panouri din proximitatea lor ca să putem să direcționăm clientul fix în locația în care are nevoie. Deseori se întâmplă pe panou, spune, uite, vezi, la 100 de metri în dreapta găsești banca unde poți să-ți iei creditul cu X% dobândă. Și acest lucru este super important. Deci trebuie poziționat funcție de nevoile clientului și atunci trebuie să intervină un vânzător care să știe ce să facă. Noi ne dorim, prin platforma pe care o facem, să optimizăm procedurile de ofertare și decizie, plus ceea ce urmează, monitorizare și, să zicem, agregarea financiară la final, backup-urile, cum le zic cei din industrie, către client să fie mult mai ușor de făcut, astfel încât să fie mult mai puțin care operează sau, din timpul celor care operează, să rămână pentru a oferi oferte mult mai de calitate.